Facem tortă de mere. Punem 3 ouă, amestecăm cu mixerul. După care adăugăm 75 de grame de zahăr și iar amestecăm până se face omogen. Punem făină și un pic de sodă de mâncare sau bicarbonat de sodiu. Iar amestecăm. Adăugăm un topit și mai amestecăm. Dacă doriți, puteți adăuga și niște coajă de lămâie sau esență de lămâie. Eu am pus. Curățăm merele, le tăiem mărunțel, le punem în tavă, le presurăm cu canela. Am uitat cum e în română, canela, în italiană. După care presurăm cu 3 linguri de zahăr aceste mere și băgăm la cuptor pentru 35 de minute la 180 de grade. Așteptăm. Bem un ceai, uităm un film, după care scoatem afară din cuptor torta. O lăsăm să se odihnească un pic și o răsturnăm din tava. O lăsăm din nou să se odihnească și putem să o presurăm cu niște praf de zahăr. Poftă bună, savurați cu ceai sau cacao. Sau spați cu apă dulce.